Una dintre cele mai mari operațiuni coordonate de Poliția Română și DIICOT, cel mai cunoscut interlop român a dat autografe. După 18 ani de pușcărie, Nuțu Cămătaru a semnat cartea pe care Codin Maticiuc a scris-o despre el. Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraiere, a fost lansată astăzi printr-o conferință de presă la care au participat autorul și personajul, Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru. Nu animalul. Mai am lei, am euro. În ziua în care procurorii antimafia și mii de polițiști au descins la 457 de adrese în căutarea infractorilor, cel mai cunoscut dintre ei a intrat cu acte în regulă în lumea mondenă. Nu vreau să fiu promovat, nu promovez această carte, nu vreau să se ia nimeni după mine, nu, nici pe copiii mei nu i-am învățat să îmi urmeze calea. Nuțu Cămătaru este personaj central al cărții scrise de Codin Maticiuc, dresor de lei și de fraieri. Mie nu-mi trebuie promovare. Pentru că sunt născut aici în București, crescut. Credeți-mă că mă cunosc și pietrele după stradă. După 18 ani de pușcărie, Nuțu Cămătaru a dat astăzi autografe. În prima conferință de presă organizată de Codin Maticiuc și Nuțu Cămătaru, cel din urmă a făcut dezvăluiri despre legăturile cu lumea politică, despre Adrian Năstase, Adrian Videanu, Gabriel Oprea sau Liviu Dragnea. Eu nu mint, n-am avut niciun dialog cu Liviu Dragnea, nu a apelat el, dar a apelat altcineva și v-am dat răspunsul. L-am ajutat pe Vanghele, a ieșit primar aici în sectorul 5, n-am avut nicio legătură cu lumea politică, nu m-a ținut niciodată vreun politic în brațe. Lui Vanghele, autorul cărții, a dedicat o pagină specială, un epilog, la cererea lui Nuțu Cămătaru. El a spus, te rog frumos, personajul cu tare spune că nu mă cunoaște, vreau să spun eu cât de bine mă cunoaște. A vorbit despre legăturile amoroase, despre afaceri, soție, prieteni și pușcărie. Am o vârstă și acum și nu știu eu, lui băieții ăștia după care se joacă pe TikTok-uri, pe Facebook, credeți-mă că le dau câte 40 de secunde să stea în picioare și nu are nicio șansă. Am foarte multe afaceri legale. Din asta îmi câștig existența. Nuțu Cămătaru a fost condamnat în mai multe dosare penale pentru infracțiuni cu violență. Vă mulțumesc că ați venit. Chiar nu mi-a spus întrebări, știu eu, jenante. Eu am fost deschis să vă spun tot ce ați vrut dumneavoastră. E prima și ultima conferință. Poate dacă ne întâlnim pe stradă, mai dăm mâna, mai știu eu, nu știu, dacă pot să vă ajut vreodată cu ceva. Am foarte mari cunoștințe în imobiliare. Să vă iau vreun apartament mai ieftin cu 30%, nu să pune... Obține niște discounturi extraordinare. Da, nu să pune nicio... La vreun parc de mașină să vă iau vreun discount. Sunt deschis. Da, niște discounturi extraordinare. Vă duceți cu Nuțul la negocieri? Cu Nuțul la negocieri? Adică să vă învăț călărie, domnișoare. Nu vă iau niciun ban la școala de echitație. E singura din București care există. Mai departe, vreun animal, dacă vreți. Da, eu când am, nu, la negocieri vreau să te iau de acum. Am o legătură specială cu animalele și am cai dresați care nu există nici câini, ca caii pe care i-am.